Bună seara, cu linie melodică și bine ați venit la Atac Târziu Racing Update și cum mai vreți voi să spuneți. Am lipsit nemotivat pentru câteva săptămâni și nu se datorează nici din motive de sănătate, nici din motive de obligații, ba da, un pic de obligații în alte direcții, așa că n-am putut să fim prezenți, cel puțin nu în format complet. Și nu suntem în format complet nici astăzi, dar suntem într-un format inedit care sperăm să vă placă. L-am anunțat deja pe unul dintre invitații noștri, dar nu e singurul, așa că o să încep ușor, ușor așa cu FJ. Salut, FJ! Salutare tuturor! Mulțumim frumos și pentru muzică și pentru pachetul grafic nou de la Atac Târziu Racing Update. Îl vedeți aici în sus și în jos. Drag. Așa, el e autorul. Și povestește-ne un pic, FJ. Ți-a lipsit Racing Update sau nu prea? Nu chiar. Am avut timp să mai fac grafic ăsta. E bine că avem social media și tot ce trebuie dacă... Avem doi invitați speciali astăzi. Unul dintre ei a fost anunțat, așa că o să-l prezint în imagine alături de noi, pe Gabi Lazar. Salut, Gabi! Salut, bună seara, bine v-am regăsit! Cum ești, Gabi? Tot ok cu tine în viața ta? Foarte bine, da, foarte bine, bine. Ai venit din Ungaria? Ești... Am venit din Ungaria, nu sunt în carantină. Da? Oh, cum ai reușit să eviți carantina? Există o hotărâre de guvern care prevede că sportivii români care reprezintă România în competițiile internaționale, membrii staff-ului, fotografe, care merg la competiții internaționale, nu intră în carantină. Asta pentru că când mergi la o competiție internațională, tu știi foarte bine lucrul ăsta, toate competițiile au un protocol foarte bine definit. Corect. Cât este COVID înainte, cât ești acolo, te ferești de orice contact. Tu cumva practic ești, în teorie, nu te îmbolnăvești. Nu ești așa expus, da, exact. Teoretic, da. Teoretic, practic. Practic. Ce să zic, mă bucur să văd că ești sănătos, deci e clar că a funcționat în cazul tău. Hai să îl invităm alături și pe Vali, care are un invitat special de ultima oră, alături de el, în același cadru. Salut, Valentin! Bună seara, bună seara! Sofie! Bună, Sofie! Hai, fac mâna! Stai că se joacă pe aici, acum este ustensile. Ce faceți, mă, băieți? Sau de bine la voi, că la mine se tot întrerupe și nu știu dacă e de la voi sau de la net. Cred că te auzim bine, nu, Gabi? L-auzim bine. Da, nu, pe voi v-am auzit prost, și pe tine, și pe Gabi, și pe FJ, dar când am văzut că e de la toată lumea, zic, e clar că microfonul tău e bun, n-are nimic. Noi suntem ok între noi, acum da, sper să ne auzi în continuare. Ți-a plăcut introducerea? Okay. Ți-a plăcut muzica, Valentin? Mi-a plăcut un pic, dacă am lung, așa nu se mai termina. Trebuia să intrăm mai devreme, da, asta e. Da. Uite, vezi, FJ, nici cum nu-i bine cu Valentin. Da, tu erai în The Mix? Ce? Tu erai la mix acolo, pe melodie? Nu, FJ, eu n-am făcut niciun mix, nu. Sunt de pe drumuri că am fost la Cluj, am avut niște cursuri acolo și acum am ajuns la Sofie și am făcut un pit stop să vorbesc cu voi. Și a zis să intre și ea cu mine. Mulțumim. Dacă n-am mai fost de mult, să intre și ea, că n-am mai fost de mult pe online. Exact, n-am mai fost de mult pe Sofie, a crescut cât alții în 10. Uite o poză când era mică. Arată-ne una și cu tine când erai mic. Cu spatele, uite. E o imagine albă. Ne lipsește Florin Ion astăzi, așa cum vedeți. Este foarte prins cu niște treburi la Digi. N-a reușit să ajungă acasă încă, din nefericire, dar dacă ajunge între timp, poate ne dă un semn de viață. Vorbim despre expediția lui Gabi în Ungaria și trebuie să-mi fac mea culpa un pic, fiindcă oricum era să o iau pe cocoașă în direct, Gabi, tu nu știi, probabil, dar a întrebat cineva ce se întâmplă cu echipa asta națională a României și eu habar n-aveam că există o echipă națională a României, știi? Așa că am prins-o cumva din zbor și am zis să mă revanșez acum și l-am chemat pe capitan, nu? Absolut nu. Ai greșit persoana. Nu? Eu așa am crezut, da. Ce ați făcut acolo? Cum a fost? Cel mai junior dintre juniori, nu știu cum să zic. Cel mai conectat junior dintre juniori, că tu cunoșteai pe toată lumea acolo. Am văzut și pe Facebook și pe astea, toți copiloții erau prietenii tăi. Băi, da, ne-am întâlnit cu ceva copiloți care au mers anul ăsta în mondial și anul trecut, na, când știi cum e la competițiile de afară, le-și prietenii inevitabil care rămân de-a lungul timpului.
Iar la competiție în Ungaria au fost chiar mulți, că a fost Ken Thorn cu Kaurey Panas, ca Estonia, care ei au mers și mondialul de juniori anul ăsta și mondialul de juniori și europeanul de juniori în același timp. A mai mers Nicolo Gonella, care este copilotul din mondialul de juniori al lui Tommaso Ciuffi, și a mers acum la Cupa Abarth cu un alt pilot. Eu am legat oarecum o relație cu Olaf Lönne, copilotul lui Mikkelsen, cu care stau des de vorbă când mă văd cu el, și așa, este o persoană foarte disponibilă și... Ca și tine. Da. V-ați găsit doi disponibili? Da, adică au fost ceva copiloți care, inclusiv copiloți gen din țara vecină, maghiari, gen Tamás Csoke, care a venit și a participat la noi acum 2 ani sau 3 ani, nu mai țin minte, cu care am legat și cu el o prietenie. A fost, da, atmosferă frumoasă. Atmosferă frumoasă. Păi, povestește-ne un pic și despre lotul României, că am văzut că erau câțiva oameni acolo, era și Măiță, l-am văzut pe Manu Mihalache. Care a fost implicarea băieților? Mă, băieții au venit pur și simplu să susțină. Nu au făcut parte din lotul României. Adică ei efectiv au venit ca și susținători. Foarte frumos. Lotul României ca și sportiv a fost compus, știți bine, din Norbert Maier și Francesca Maior, da? Mihnea Mureșan, Alina Bianca Pop și Raul Badiu și eu. Ca oficiali a venit decât Ioan Badiu. Ceilalți nu au fost prezenți. Na, lotul României. Ce vrei să discutăm mai mult despre acest lot sau cum? Nu știu, m-a întrebat lumea, mă rog, m-a întrebat, mi-o asum. L-au întrebat pe Florin Ion, uite, hai să o dăm așa. Cum s-a făcut alegerea la selecția asta pentru echipa României? Și mie mi s-a părut o chestie, în primul rând că mi s-a părut o selecție foarte bună, să înțelegem din start treaba asta. Dar care au fost criteriile? Poate ne povestești un pic. Hai să o luăm cu începutul. Etapa asta s-a când am fost? Când am fost la Bacău Valley? Acum 2 săptămâni, nu? 2 săptămâni, da, cred că da. Eu acum acum două săptămâni habar n-aveam de că mergem la etapa asta. Da? Eu vorbesc aici strict de mine și de Badiu, pe mine nu m-a informat nimeni că merg la etapa asta. Ok. Și zic și de ce, de fapt, că după aia mi-am dat seama care e toată chestia. Așa. Nori, Măgeanu, președintele federației noastre. Asta, râde, cred că e la adresa ta. Sau râde cu mine. Cu tine și de tine. Așa, tu zi mai departe, că vedem noi după aia. Tăiem la montaj, nu? Not. Așa, hai, mai zine de cine a fost. Da. Zi mai departe. Ideea a fost următoarea, din ce am înțeles eu așa. Norris, din punctul meu de vedere, a reușit să facă o chestie foarte, foarte bună. Și a dat seama că Ministerul Tineretului și Sportului a alocat niște bani la diverse federații care nu s-au cheltuit din cauza pandemiei. Okay. El a avut chestia asta rapid să ducă la minister și să zică, bă, uite, noi avem echipajele astea care au mai participat și așa mai departe, care toți au cerut bani la federație sau către minister via federație, da, pentru competițiile externe. Și zice, dacă tot n-ați cheltuit niște bani, uite, etapa asta de campionat european n-am putea noi să, din banii aia care voi nu i-ați cheltuit, că noi putem să mergem la competiția asta internațională. Și răspunsul a venit de la minister cumva după Bacău. Știi, de aia nici nu, totul cumva a fost făcut pe repede înainte, că asta s-a înțeles. Ca să dau din casă, gen, numele de România Junior Rally Team a fost propunerea mea. Pentru că eu ți-am zis, bine. Ți-am zis, FJ, că am invitat pe cine trebuie, vezi? Nu are legătură neapărat, că toată lumea, am văzut și eu toate discuțiile alea, știi? Da. Că era în adevăratul sens o echipă de juniori a României, știi? A fost un nume ales cumva, adică cred că suna mai bine decât România Rally Team.
Știi? Păi efectiv. Și ați cam mers la junior, nu? Ați fost la RC junior. Nu, noi nu. Raul nu. Mai este. Okay. Raul, există o confuzie aici, că foarte multă lume. Raul este încă junior în campionatul mondial de raliuri, inclusiv la anul. În campionatul european de raliuri este junior 1, adică poate să meargă cu R5, nu cu R2, cum a mers el aici. Okay. La noi în campionat, spre exemplu, juniorii se termină la 25 de ani. Fiecare are cumva, știi? Da, nu e o regulă. Da. E o regulă, e o regulă, dar e diferită. Da. E diferită, exact. Și mondialul și europeanul se ghidează după niște chestii anul de naștere, știi? Dar fiecare au impus o limită. E alegerea lor, nu ai ce să le zici. Revenind la chestia, ei au încercat să aleagă oamenii care i-au tot presat anul ăsta, da? Să aibă ajutor din partea ministerului, respectiv noi, Norbert și am înțeles că și Mihnea. Simone și el la rândul lui a avut susținere de la minister și a vrut și el susține că a ieșit tot scandalul ăsta, că de ce Simone nu, banii n-au fost foarte mulți. Și cei de la federație au fost în situația să aleagă ori să-i dea lui Simone toată suma aia, da? Care nu știu, a fost undeva 20 ceva de mii de euro din ce am înțeles. Au pus-o public, nu mă pasionează foarte tare să știu exact cât, că nu e treaba mea. Au ales să dea posibilitatea, da, unor celor trei echipaje care le-am spus mai devreme, da? A fost toată discuția, dar de ce nu s-au ales alții? Dacă mă întreb, asta e părerea mea proprie și personală, nu are legătură cu altceva. Au ales să meargă cu niște oameni care știau că merg tare și fac față la un eveniment de afară. Norbert a mai mers anul trecut în Ungaria la mai multe etape, inclusiv la asta. Raul deja a mers afară în câteva etape de mondial, deci clar cumva face față la ce se întâmplă acolo. Singurul care să zicem că nu a mai mers afară și era la prima experiență, dar a ieșit campion două roți motrice anul trecut, este Mihnea. Multă lume a zis că, domne, că de ce n-ați ales, nu știu, pe Budai sau pe Sugar sau pe ei. Dacă mă întreb pe mine, în momentul ăsta, nu sunt pregătiți în momentul ăsta să iasă afară. În momentul ăsta vorbesc. Acum, Gabi, înainte... Ascultă-mă puțin, ca să închid toată discuția asta. Eu sunt mulțumit de faptul că Norris și Federația a reușit să facă pasul ăsta, pentru că în felul ăsta au deschis o ușă, care ușa asta va fi deschisă și în viitor. Pentru juniorii ăștia, pentru care toată lumea a făcut tam-tam. Adică juniorii ăștia care s-a zis acum că de ce n-au fost aleși, o să aibă, dacă mă întreb pe mine, posibilitatea în viitor să participe și cu ajutorul federației și a ministerului, de la, pornind de la chestia asta care s-a întâmplat acum. Asta e părerea mea proprie și personală. Aici am vrut să ajung și eu, știi? În primul rând am vrut să spun că mi se pare că orice decizie e o problemă, știi? Și n-ar trebui să fie așa. Până la urmă, eu cred că trebuie aplaudat faptul că s-a făcut un efort și cineva undeva a găsit niște bani. Bravo lui Norris, dacă el e ăla care a instigat toată treaba asta, felicitări. Bravo și celor de la MTS că au reușit să deschidă ochii în cele din urmă și să dea banii într-o direcție constructivă, nu? Și eu mă bucur foarte tare că după atâția zeci de ani în care lumea spune, bă, n-ajută federația, n-ajută ministerul și tinerii din România, uite, eu cred că s-a făcut o alegere bazată pe criterii de viteză, în primul rând, că toți cei care au fost merg tare, cum ai spus și tu, n-a mers nimeni la plimbare și să nu uităm că sunt și toți români până la urmă și asta e important. N-a fost vreun delcurs să scrie România pe el ca acum nu știu câți ani prin Monte Carlo. Ții minte, Vali, despre ce vorbesc. Așa că hai să o liniștim. Cred că totul a fost foarte bine. V-ați descurcat exemplar acolo, ați venit cu un podium. Povestește-ne cum a fost nivelul. V-ați așteptat să fie atât de ridicat? Am văzut că băiatul ăla care a câștigat la clasa voastră a mers tare de tot. Păi da, noi știam asta. Că Ken Thorn este un pilot foarte, foarte, foarte rapid. Foarte rapid. Nu știam cum e spaniolul ăsta Basas, dar având în vedere că se bate cu el, era clar că e de un nivel destul de ridicat. Cam ei doi erau cei care
cei mai rapizi. De Norbert știam care e nivelul, nu aveam nevoie că știm că e un pilot rapid, da? Nu știam de copiii din Ungaria, cum sunt, cum de tare merg și dacă mă întreb pe mine, a existat, nu știu, pentru mine o surpriză, pentru că este un pilot pe care eu nu-l cunoșteam, un băiat din Norvegia cu o mașină Rally 5, care este inferioară la Rally 4, care a mers foarte tare. Foarte tare. Adică el mai avea puțin, înainte cu 3 probe, mai aveam în fața lui ceva gen la 18 sau 17 secunde, nu mai țin minte exact. Mașina ca și putere este identică cu 208 R2, adică are 185 de cai, putere secvențială. Singurele chestii care nu le are la fel sunt suspensia și frânele, că na, e o mașină Rally 5 teoretic echivalentul clasei 9, ca să înțeleagă lumea. Adică da, echivalentul Sandero, Suzuki, etc, etc. Doar că în noile omologări prevăd secvențială și putere mult mai mare. A fost o surpriză pentru mine, repet. Dar pornind de la întrebarea ta, da, ne așteptam ca băieții ăia să meargă foarte tare. Na, noi mașina 208 R2 este puțin inferior mașinilor Rally 4. Adică are și putere mai mică și cuplu mai mic. Adică noi am încercat să mergem cât mai bine și să dăm tot ce e posibil din mașina asta. Este foarte greu să mergi pe străzi de genul ăla. Adică râdeam astăzi, vorbeam cu cineva, cu un cunoscut de-al nostru și i-am zis, băi, dacă un raliu gen ăsta, Ungaria, ar exista la noi, nu s-ar ține niciodată. De ce? Pentru că 90% din piloți ar protesta și ar spune cum să mergem noi cu slick-uri pe macadam și pe macadam mut și cu noroaie cât casa, etc. și pe străzi foarte murdare, pline de noroi. Și nu cred că s-ar ține. Plus că și parte din federație, dacă mă întreb pe mine, nu ar fi de acord. Bine, aici, da, asta clar trebuie să o simți ca să o știi, știi? În sensul că noi vedem timpii și foarte puțini dintre noi au acces să vadă exact și care sunt probele. Adică nu s-au uitat probabil oamenii, știi? Să vadă, dar rezultatul oricum a fost în regulă, mai ales că, uite, Rareș spune că Clio Rally 5 are 300 de Nm, care e o diferență semnificativă față de un 208 R2 aspirat. De departe, dar știi care e chestia? Că și copilul ăla 20 de ani, știi? Adică merge. Tineretul merge. De asta zic că gen, ne întoarcem la discuția de mai devreme. Gen de merge, că nu merge singur, nici newtonmetria, da? Știi? Adică trebuie ceva experiență ca să mergi la nivelul ăla. Sunt talentați și au tot viitorul în față. Deci pot să facă chestia asta fără nicio... Uite, ne scrie și Alina Bianca Pop, care spune că a fost acolo, a fost copilot în da, focuri ca și tine, cu Abartul, cu Mihnea, și spune că ei au avut doar cinturat-o, că asta era safe la Abart. Dar nu numai ei, Clio și nu numai Clio, inclusiv Ken Thorn și Basas au mers cu cinturatul, este, putem să facem nume de gume? Putem să facem ce vrem noi, că suntem online, poți să și înjuri dacă vrei. Poți să asculti și Dani Mocanu acum că tot s-a lăsat de muzică. Cinturatul sunt niște cauciucuri de la Pirelli de ploaie, în principiu, V-uri. Au mers pe probe, ziceam, și Thorn și Basas și copilul ăsta care nu-mi vine în momentul ăsta cum îl cheamă, din Norvegia, cu cinturatul pe spate, mai toate probele și câteodată chiar și pe față. Adică, să înțelegem, cinturatul sunt niște compoziția cea mai moale care există. Am înțeles. Știi, pe proba unde e asfalt, se supraîncălzesc în principiu, știi? Dar da, a fost o alegere foarte bună, sincer. O alegere foarte bună. Noi n-am mers, aveam și noi niște cinturato, dar la noi era mai complicat, că noi am avut Michelin-uri. Cinturato la Pirelli, să mergi față Michelin și spate cinturato Pirelli, na, e
mai dubioasă treaba, adică chestia aia o faci la teste, nu la raliu. Știi, chiar am vrut să te întreb, că aveam noi discuția asta referitor la când a fost Valii la Mille Miglia atunci în Italia și ții minte cum plecau băieții din parcul de service cu niște gume pe mașină și după aia se opreau în vârful probei pe munți acolo și schimbau, puneau gume în X pe mașină, ploi sau ploi numai pe față sau... Ați încercat să faceți treburi de genul ăsta sau v-ați gândit la așa ceva sau n-a fost cazul? Nu, noi n-am încercat să facem chestia asta. La un moment dat, înainte de ultima buclă, ne-am gândit să facem, să mergem fața 11, adică softurile de la Michelin cu spatele W-urile astea, cu cinturatul. Aha. Dar până la urmă am zis, băi, am mers tot raliu așa, hai să nu, poate, cine știe, nu... Da, și nu risc pe ultima probă până la urmă, da. Exact, nu risc pe ultima buclă, că nu și avea sensul. Dacă era să ne bată copilul ăla, ne bătea și astea. Bine, adevărul e că a fost foarte competitivă treaba și a arătat faptul că e bine să ieși afară. Dacă poți să mergi în european, e cu totul alt nivel chiar și la juniori, nu? Da, de departe, adică nivelul este foarte ridicat. Tu gândește-te că la ei, la junior, acum să nu mai luăm pe Raul, să zicem de Norbert, că Norbert e mult mai tânăr și mult mai junior, da? Gândește-te că la ei vin, în general, la etapele de afară, și am văzut și mondial, și asta e prima mea etapă de european. Și la european vin toți Norberti, toți maiorilor, da? Deci, corect. Cei mai rapiși. Tot ce au Norbert Mayer mai bun în țara lor. Exact. Da. Tot Norbert. Da, nu. Așa Hai. E. Asta e. Adică nu vine nimeni să se plimbe, nu, cam asta e ideea, nu? Nu vine nimeni să se plimbe și eu, fără supărare, în momentul de față, juniorii noștri din campionatul nostru nu sunt încă la nivelul de afară. Adică să nu se supere nimeni, dar asta e realitatea în momentul ăsta. Dar poate nici, nu cred că e supărare, că poate nici toți juniorii lor nu sunt la nivelul ăla. Adică, spre exemplu, dintre unguri, au fost câțiva care mergeau tare, dar nu toți. Ceea ce înseamnă că... Hai să zic, uite, a mers tare, spre exemplu, s-a ținut foarte mult de noi copilului Herzig. Patrick Herzig, mi se pare că îl cheamă, da? Are 17 ani, el a mers decât în național, că n-avea voie în RC. Dar el, ca timp, a fost acolo, pe lângă noi, știi? Deci e de urmărit. 17 ani, da, repet. Adică a pornit repede, gen cum a pornit Simone la noi, știi? Da. Adică când tu ajungi la 17 ani de mergi în etapă de european, ok, nu mergi în etapă de european, mergi decât la tine în campionat. Dar timpii sunt acolo, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Cred că e limpede că e bine să ieși în european cât mai devreme, asta e clar. Dar cum ai simțit în cadrul grupurilor noastre de români competiția? Erau, că sunt tineri toți, inclusiv Raul, știu că e RC Junior 1, dar e tânăr încă. Cum ai simțit tu că se întâmpla asta cu emoțiile la start, cu ritmul pe probă în cadrul echipei noastre? Da, nu a fost. Adică nu, noi n-am încercat, chiar dacă eram la aceeași categorie, cel puțin noi cu Norbert, eu personal, nu știu dacă și Raul, eu nu am avut chestia asta de competiție cu ei. Nu știu, a fost un feeling foarte, un sentiment foarte ciudat, știi? Da. Adică nu, știi, considerai noștri, când ești undeva afară, nu, parcă nu mai ai treabă, știi? Adică așa... Nu, dar ție un reper, nu, Gabi? Adică te uiți pe aia de timp la sfârșit și zici, păi cam cu cine ne batem noi, cam nu, aia asta, clar, nu? Te băteai și cu ei, știi, dar nu, adică eu n-am simțit-o așa, știi, adică era pe genul, da. Băi, ne bate el, ne batem noi, nu contează că nu ăla e targetul să mă bat cu Norbert, știi? Da, cu Norbert poți să te bat și în campionatul național până la urmă. Da, aia, da, și lui Norbert i-am zis și lui l-am felicitat și alea mie mi s-a părut că a mers extrem de tare, adică foarte tare. Pentru prima, ok, el mai fusese la raliul ăsta, dar nu e irelevant pentru că a avut niște condiții mult mai rele anul trecut. Că anul trecut, pe lângă noroaiele de anul ăsta, a fost și foarte multă ploaie și foarte multă apă și așa mai departe. Avea oarecum experiența drumurilor, dar să te urci într-o mașină nouă, gen 208 Rally 4, să mergi așa tare din prima, înseamnă că e pe drumul cel bun de departe. Adică
fără niciun dubiu. Uite, avem o întrebare și în legătură cu Raul, dacă tot te-au prins oamenii aici. La anul cu R5, Gabi, ai vreo informație pe care poți să o faci publică? Absolut, nu știu nimic de ce se întâmplă la anul. Da, asta e răspunsul și bine, eu speram să te văd și cu căciula aia cu România. Ți-am zis, mi-au plăcut căciulile alea. Dacă o ai la îndemână, uite, putem să... Da? Ia, hai să vedem. Ia uite că o avea la îndemână, domnule. Fii atent aici. Excelent! Vrei să o fac așa pe genul, uite cum o țișor așa într-o parte? Perfect! Foarte drăguț! Da, da. Da? Uite ce logo interesant la fras acolo, foarte interesant. Stai cum e așa, așa să învânt. Da. Uite, chiar arată bine, îmi place, da. N-am mai văzut logo ăsta. Da, cum ați reușit să le păstrați curate, nu știu, da. Păi tocmai am scos-o de la spălat, nu știu cum să zic. Da, dar au făcut impresie, mai ales pe poza aia cu podiumul acolo, a fost chiar bine. Da. Uite, vă felicită și Ionuț. Felicitări Gabi și Raul. Ați simțit-o ca pe o victorie? Mă rog, ca pe o victorie. Ca pe un rezultat bun sau se putea mai bine? Băi, am simțit-o ca un rezultat bun, că până la urmă era prima noastră participare în campionatul european, la prima etapă de campionat. Ok, Raul a mai participat atunci la faimosul Sibiu când a rămas cu volanul în mână, că toată lumea de la Eurosport da. Știe pe Raul, tu ești ăla care a rămas cu volanul în mână și a condus cu butucul și etc. etc. Da, știi? Da, știu faza. Dar asta a fost prima lui etapă. Ok, a mai mers niște etape de mondial, dar prima lui etapă, să iei podium la prima etapă, totuși n-au e fost foarte bine. Bine mașini și cu o mașină, repet, na, mai slabă decât Rally 4. Le-ai făcut un pic de prezentare, așa de debrief la băieții înainte de a lua startul și la fete acolo le-ai spus despre băieții ăia cu care vă băteați, uite ăsta e ăla, ăsta e dincolo. Nu, stai să lămurim o chestie, că poate lumea a înțeles că, nu știu, că suntem lot, nu, fiecare a fost cu cortul lui, asta și din diverse motive, pentru că Norbert avea mașina de la Togoi Racing și ei stăteau la Togoi Racing, Mihnea a mers cu cei de la Abarth, care este o cupă în campionatul european, nu sunt mai multe Abarthuri, da? Și stau toți. Da, da, da. Iar noi am stat cumva aproape de Norbert, dar mai erau alte două pejori între noi de la cupa Ungariei, pentru că în Ungaria există cupă pejor. Am înțeles. Valentin, ai urmărit, hai să povestești și tu un pic, ai urmărit cumva ce s-a întâmplat acolo pe probele speciale, te-ai uitat la timp, la astea, ai urmărit raliul? Am avut o săptămână foarte agitată, de săptămâna trecută, luni, marți, am avut niște cursuri de defensiv, sâmbătă iar a fost la București, după aia sâmbătă la Craiova și astăzi și ieri la Cluj. Și am făcut așa un tur peste tot, de colo-colo și n-am apucat să mă uit. Mai apucat, dar știi că Raul a luat un podium acolo, știi că lucrurile au mers bine, nu? Da, băi, am văzut și eu ceva pe Facebook, nu sunt chiar rupt de realitate total așa, dar vreau să zic că n-am urmărit timp pe probe să văd ce s-a întâmplat exact, cum au mers, ce au făcut fiecare probă și așa mai departe. Păi povestește-ne tu, Gabi, cum a fost? Ritmul a fost bun de la început sau ați crescut treptat sau cum ați făcut? Nu, ritmul... Am crescut treptat cumva, adică ar trebui să vedem cum e treaba cu noroaiele alea, cum se oprește. Repet ce am zis mai devreme, drumurile în Ungaria sunt cât mașina, atât. Iar schimbările astea de aderență, adică dintr-o dată treci de la asfalt pe noroi și ți intri pe macadam, e foarte ciudat să te obișnuiesc cu slick-uri. Repet, vorbim de slick-uri. Adică da. Noroi se comportă cumva ca pe gheață, știi? Eu sincer îți spun, când am văzut timpii, diferența de timp față de locul 1 și restul, m-am gândit ăla sigur e pe alte gume decât toată lumea. Nu neapărat, adică repet, ei au folosit pe spate în general cinturatul ăla de care spunea Alina mai devreme. Dar știi, să te obișnuiești repede din prima să mergi tare la aderența așa scăzută e greu. Adică riscul să sari afară imediat este extrem de mare. Da, clar. Și nu am mers acolo totuși să sari afară în primul viraj. Mai e chestia de feeling pe care au toți piloții. Anumite probe le plac, anumite probe nu le plac. Gen, ca să-ți dau exemplu, da, la prima buclă, pe primele trei probe, am mers așa și așa ca să vedem care e treaba, iar pe a patra am bătut-o. La două am înțeles. Știi? Adică...
După care am întâmplat... Adică era bine dacă mai ținea vreo două zile raliul ăsta, nu? Nu, absolut nu. Păi atenție, vorbesc că cele patru probe erau în aceeași buclă. Da? A, am înțeles, ok. Deci ultima probă din cele patru din prima buclă, noi am bătut-o din prima. Adică e chestie și foarte mult de feeling și de cum te simți de confortabil pe o probă. Da, am înțeles. Noi am repetat aceleași patru probe, toate probe patru pe noapte. De asta ziceam mai devreme că la noi nu s-ar face niciodată așa ceva. Să faci patru probe de noapte pe noroaie, pe macadam, pe etc. Nu, la care lumea e cu slicuri, da, chiar nu-i cazul. Exact. Nu, nimeni n-o să vrea să se riște. Din păcate, noi pe probele de noapte l-am prins pe 3 din 4 pe concurentul din fața noastră, care, culmea, pe probele de zi mergea timp ok, mai slab ca noi, dar nu de prins din urmă. Da, pe probele de noapte cred că nu vedea cum trebuie, dacă mă întreb pe mine. Am și eu problema asta noaptea. Pe toate probele. Adică intri în chestia, îl prinzi pe o probă atât de îngustă, nu știu unde să-l depășești, că nu are unde să se dea la o parte. Corect. Adică foarte complicat, știi, de gestionat chestia. Eu oricum te scoate din ritm chestia asta, nu? Când prinzi pe cineva. Cum e, Vali? Când prinzi pe cineva din urmă? Păi dacă prinzi pe cineva din urmă, poți să sari afară. Adică nu e bine niciodată, nu? Adică te simți bine așa vreo 3 secunde. Bă, l-am prins pe ăsta, înseamnă că merg tare. Nu. Te gândești cum faci să treci de el și că ți-a strigat combinația, că dacă l-ai prins din urmă, înseamnă că merge mai încet, într-un fel sau altul, și va trebui să treci de el și sper să te vadă, sper să știe că ești în spatele lui. Asta la asfalt, că la macadam nu prea poți să te apropii. Dacă te-ai prins praful în spate, nu mai vezi nimic. Și cred că noaptea e și mai nasol, că dacă îi bagi și luminile alea în oglindă, chiar noaptea e bine că te vede măcar. Noaptea se face liniște. Când te vede în spate, ar trebui să vadă că vii. Apropo, uite, Alexandru zice că ați mers foarte tare și vă felicită. Mi-a plăcut, zice, pe a doua trecere și că a meritat să meargă de la întorsura Buzăului tocmai până în Ungaria pentru a vă vedea. Felicitări! Bravo, Alexandru! Asta e chiar un drum tare, de fan adevărat, da. Da, da, da. Și mă bucur, îți zic, Gabi, revin un pic, îmi pare bine că am văzut în pozele alea că au fost acolo băieții și Măiță și Manu și cine a mai fost, că, cum să zic, nu v-ați simțit nici voi chiar ultimii, adică ultimii în sensul că singuri, știi? Nu ne-am simțit singuri, într-adevăr. Chestia asta e un lucru foarte important. Bine, n-au fost numai, au fost și băieții de la Rally Max, okay. Au fost și doi dintre fotografii noștri buni ai noștri, Attila Sabo și Flavius Croitoriu, care au fotografiat pentru AdWords. Să fotografiez pentru AdWords e ceva, care este una dintre felicitări, bravo. Așa, au fost Sebiitu, au mai fost români. E bine întotdeauna la competițiile de afară să ai pe cineva de acasă cu tine, știi, pentru că na. Pentru că, vorba lui Răzvan, master, uite, noaptea sunt umbre misterioase. Deci, da. E bine să avem grijă noaptea, că sunt umbre misterioase. Și, uite, zice și Alina, Sergiu Itu cu Sebi Șoricelu. Da, Șoarecu. Zici bun, și Șoarecu. Zici și Șoarec. Bun, dar oamenii ăștia de la curse care au fost și ei acolo, pe lângă mândria că scria pe ei România cum scria și pe voi, vă mai ajutau așa, vă mai ziceau ce gume mai au alții, care e treaba pe probe pe acolo? Mă, info, na, dădeau despre ce vorba, cum e, ce se întâmplă, temperaturi. Deci din asta. Aveți cumva o echipă, chiar dacă nu era o echipă oficială așa. Da. Uite, întreabă Ștefan, cum a sărit afară Mihnea? Din ce cauză? Mihnea a sărit afară pe o portă. Bine, la Mihnea a fost o chestie mai delicată. El a venit cu o mașină total nouă față de Norbert, care ok, e mașină nouă, dar tot tracțiune față, cu turbo, ceva mai puternică. Te obișnuiești mai repede. Mihnea, după ce a mers cu 208R2 R5 la Cluj, a făcut această alegere către Abarth. Abarth este o mașină tracțiune spate foarte puternică și să mergi în condițiile alea cu tracțiune spate pentru prima dată este complicat, foarte complicat. El pe o porține și a avut și nenorocul să i se întâmple ce i s-a întâmplat pe proba aia fix pe zona
îngustă, cea mai îngustă. Era cumva între niște ziduri, între case, mega îngustă, adică greșeala în momentul când el a greșit, nu știu dacă a greșit, că n-am vorbit cu el să știu exact ce s-a întâmplat, dar presupun că accelerare bruscă după virat sau ceva de genul, mașina a plecat instant și nu a avut loc sau marjă de eroare, știi? El în momentul când ia mașina a plecat, s-a lovit instant ceva. Dar nu știu, poate ne spune Alina exact ce s-a întâmplat, pentru că eu n-am apucat să vorbesc cu Mihnea vis-a-vis de chestia asta. Am înțeles. Da, e vorba despre un Abarth cu tracțiune spate? E corect? Cum da, da, înțeles? Fiat 124 Abarth. A, uite, da, să-i răspundem atunci și lui Dacia Nicolae, că zice Abarth e propulsie spate, domn inginer. Cred că e, nu? Dacă e Abarth-ul corect. Nu e un 500 Abarth. Nu, 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 nu. 124, nu știu exact. Da, da. Mașina cu care a mers și Florinel Tincescu la noi în campionat. Despre aia este vorba. Ervin spune că dacă tot a venit vorba de fani, e incredibil cât de mulți fani sunt pe marginea probelor din Ungaria. Se referă, Ervin, te refer probabil la oameni care se duc la raliu în general, nu români, nu? Probabil da, foarte multă lume, extrem de multă lume. La un moment dat, după proba, exact după aia care am și bătut-o, aia era o probă între vii. Am ieșit de pe probă și când ne-am dezbrăcat, stăteam acolo și ne scoteam cască, etc., etc., s-a oprit o mașină lângă noi, pe lângă probă erau zeci, sute de mașini oprite, foarte mulți spectatori. Și ăsta a început la noi să vorbească, ne zicea ceva în ungurește, îmi dai seama, noi ne uitam la el, la care Raul îi zice, English. Și el, people, COVID. Probabil încerca să ne explice că ce caută atâta lume la evenimentul ăsta în situația dată. Cam mai am înțeles noi, ce să zic, dar extrem de multă lume. Și pe de-o parte mă bucur că n-a fost cazul la noi, dar au fost cazuri când alte echipaje au ieșit pe un șans pe ceva și lumea a ajutat să iasă de acolo, altfel rămâneau acolo dacă nu era nimeni. Da, uite, zice și Flavius, care a făcut poze, cum ai spus și tu, și fanii toți cu bere și pălincă în mână. Flavius, dacă ai și poze, le așteptăm cu drag aici în comentarii. Pe frigul care era acolo, cred că fără pălincă, să cam congelau. Da, cam mult dezinfectant, uite, zice și Ervin. Corect. Valentin, ce se întâmplă cu umbrele misterioase la tine în bucătărie acolo? Mai apar, dispar, ce să fac? Mai circulă lumea pe aici. Mă uitam și eu, încercam să citesc comentul ăla, că am văzut că nu le pui pe toate. Nu le pun. Pe care vrei să-l pun? Spune-mi, arată-mi. Ăsta, uite, ăsta cu Mihai Pelmuș, uite, care zice că a văzut poze cu mașina prin aer. Cu roțile în sus. Da, da. Cu mașina cui? Păi cu mașina lui Mihnea, probabil. A, da, da, păi s-a dat peste cap. S-a dat odată peste cap, din ce am înțeles. Cu aceleași poze le-am văzut și eu. Adică au fost undeva pe ceva site și același... Uite, Cornel Colac întreabă dacă erau restricții cu COVID-ul pentru spectatori, că la noi l-au limitat de la începutul campionatului. Mă, n-au fost restricții din moment ce au fost atâta lume. Adică nu cred că... Îți dau exemplu etapei de mondial din Estonia, unde au vândut un anumit număr de bilete, da? De pasuri, cum da. Folosesc afară, gen, nu mai știu, 12.500 sau cât au vândut ei. În Ungaria nu cred că a existat chestia asta, pentru că era mult prea multă lume și la super speciala din prima zi, prima super specială, că au fost două super speciale, una pe un circuit da. Și cealaltă în orașul care a găzduit raliul și centrul raliului, să zicem. Dar foarte multă lume, nu cred că au avut un fel de restricții. Restricțiile erau vis-a-vis de parcul de servici, că ce vorbeam mai devreme, de protocolul competițiilor internaționale, adică nu aveau voie să vină la service, nu, adică să nu intre în contact cu noi, practic. Știi? Uite, poate că Claudiu ne lămurește un pic, zice că în RC sunt plătitori spectatorii și în cazul ăsta probabil că n-au fost așa limitați, că cu cât mai mulți, cu atât vând mai multe bilete. Auzi, da, până la urmă, cine a câștigat raliul? Întreb și eu pentru un prieten. Mikkelsen. Cine? Andreea. Da? Ce s-a întâmplat cu Lucianu? Că am auzit că a luat o penalizare. Mă, aia a fost, a luat 5 minute penalizare. Au fost și niște chestii care
care nu au fost în regulă, să zicem, pentru o etapă de european. Adică am citit mai devreme, a scris ceva Alina vis-a-vis de evenimentul ăsta, foarte corect. Adică au fost niște chestii, ca la orice raliuri, ca și la noi, avem grupuri de WhatsApp, inclusiv campionatul mondial, inclusiv campionatul european, există grupuri de WhatsApp. Unde vorbești despre un grup oficial aici, nu? Nu de grupuri de astea, vă faceți voi un grup. Există un grup oficial de informare unde nimeni n-are voie să scrie în afară de admin și există un grup unde sunt toți sportivii și să pot discuta. Ăsta ar fi moartea lui Valentin, un grup din ăsta de informare. Fuji, trebuie să facem și noi. Există. Un grup de ăsta de informare, Fuji. Da, mă, dar comentezi. Trebuie un grup din ăsta în care numai ești informat lucruri, știi? Unde, mă, că nu prea vă răspund acolo. Data trecută, dacă spun, e, da. Ați scris acolo în grup că intrăm, că nu știu ce, și îți spusesem că ajung și eu mai târziu, dacă ți-aduce aminte, știi? Îmi amintesc, da. M-am grăbit, pac, și când ajung acasă, dau drumul la fel, de la tu v-a anulat. Zic, băi, de bun. Da, mă, păi s-a întâmplat din cauza, acum trebuie să o lămurim și pe asta, știi? Scuze, Gabi, te-am întrerupt, dar bucătăria internă la noi e publică, așa că s-a întâmplat că aveam un invitat săptămâna trecută, pe domnul Vlad Haralambie, care comentează MotoGP cu Florin, da. Și din cauza de motive logistice, pur și simplu, domnul Haralambie n-a mai putut, Florin n-a mai putut, eu n-am mai putut, s-a întâmplat așa o anulare pe ultimul moment, da? Tu întârziai, deci tu nu erai oricum, eu de asta n-am mai zis nimic. Că ce-ai scris acolo, că voi ați scris că nu se asta mai fie e. Și eu am ajuns și când am urmă la laptop. Deci noi, scopul era să explicăm că noi suntem patru și tot nu ne înțelegem. Îți dai seama, dacă voi sunteți într-un grup din ăsta de 100, s-a terminat. Mă, să știi că lumea respectă, nu scrie așa doar de dragul de a scrie. Adică să scrie concret și la obiect. Și acum îți dau exemplu de la recunoașteri. Așa. În Ungaria să pun chestia asta, am vorbit-o și înainte de raliu, că știi, la evenimentele de afară tu primești roadbook înainte să mergi la raliu ca să studiezi, că normal nu ești la tine acasă să știi drumurile și pe unde mergi. Și eu am vorbit cu Francesca înainte de raliu și am întrebat-o, mă, ce e cu descrierea asta, așa, din 2 în 2 metri au să nu tai la interior, ce să pune la interior ca să nu tai, aici vorbim să tăiem virajele, da? Da. Și Francesca mi-a zis, mă, vezi că să pun pe drumurile late, se pun conuri din alea sau chestii din alea alb cu roșu pline cu apă și pe drumurile înguste, anul trecut au fost puși niște buști. Anul ăsta, probabil cei de la FIA RC au zis, bă, nu mai puneți buștenia că sunt totuși periculoși, așa, au decis și au pus tot conuri din alea înalte, ok. Acela te oprește să tai virajul? Sau e penalizare dacă îl lovești? Nu, e penalizare, dar nu taie nimeni, pentru că în general se respectă, ok, câteva erau căzute pe jos în timpul raliului, dar majoritatea erau la locul lor. Problema unde a fost? Pe drumurile înguste, la recunoaștere erau puse. Pe drumurile late, poliția sau autoritățile din Ungaria interzic să pui conuri la recunoașteri. Adică nu poți să pui tu pe stradă. Circulație deschisă, da. Ce vrei. Ei ce au făcut? Au făcut niște săgețele așa mici pe asfalt, de-abia le vedeai. În unele locuri nu le vedeai. De ce? Că dacă ai ajuns mai târziu la recunoașteri, unii deja au tăiat pe acolo și au aruncat noroi. Aha, am înțeles. Ai dus, ai făcut frumos dictarea, pac, pac, interior, nu interior, nu știu ce. Ia uite că la sfârșitul probei respective, Brin, care era în fața noastră, termină proba și pac, dă mesaj. A, pe Brin l-ați prins voi, a? Dă mesaj în grup și spune, unde sunt conurile în cei 10 km de la proba X? Că nu sunt. Na, poftim. Și îi se răspunde și îi spune chestia asta că autoritățile bla 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 etc. trecem peste și că o să fie în timpul raliului puse acolo unde sunt săgețelele. Oricum, deja tu ai pierdut o trecere practic, asta a fost o problemă pe care am avut-o și noi. Da. Ai pierdut o trecere, că la prima trecere tu ai scris foarte multe interioare, la a doua trecere, în loc să te concentrezi foarte mult pe ce ai avut de făcut ca și probă, ne-am trezit că stăteam pe fiecare viraj să ne uităm, aici se poate interior sau nu se poate interior, se poate interior, știi? Să da. Cauți, să vezi săgețelele alea care mai există. E complicat, dar în fine. În timpul raliului ce s-a întâmplat? În unele locuri au pus și în unele locuri n-au pus.
Și s-au întâmplat niște chestii din alea, de ajungeai acolo și îi ziceai dreapta 4 in și când dădea să se arunce la interior, pac, era compus, nu puteai să intri, strica cumva trasa, că tu făceai trasa de un dreapta 4 plin, curat și de fapt nu mai era, era altceva. Da. După care aveai în orb viraj din ăla de nu vedeai 20, stânga 3, nu interior, da? Și când el stătea pe mijloc așa și când dintr-o dată se trezea că de fapt acolo nu era con și putea să taie, deci crea cu totul altă trasă. A fost puțin a lăsat de dorit din punctul ăsta de vedere ca și organizare. Mai au fost niște chestii care ar fi putut să le facă gen în roadbook. Aveau foarte puține informații de intersecții. Adică, spre exemplu, în oraș trebuia să te duci la super specială și aveai, nu știu, 7 semafoare, 8 semafoare și la un moment dat la 9-lea trebuia să faci dreapta. Trebuia să faci dreapta undeva, când puteau să pună gen că acolo era unde era headquarter-ul raliului Continental Arena, puteai să zici, mă, faci dreapta după Continental Arena sau ceva de genul, știi? Lipsa din asta de semnale pe probe, unde făcea, era o intersecție, era o intersecție foarte ciudată într-un sat în care la recunoașteri. Noi am ajuns în vârful ăla de pantă, nu știam dacă să mergem înaintea sau în dreapta și când am dat să facem dreapta, că ne-am cam dat noi seama că să mergem dreapta, venea Brin, invers, că și s-a uitat Nigel la mine. Păi genul i-a făcut exact așa, că eu nu știu pe unde să merg. Știi? Și după aia, din altă parte, venea Osberg, care Osberg nu s-a dat la raliul ăsta, doar că a venit și el să vadă care sunt probele. Și a fost un haos un pic. Nu, au creat un pic haos. Alina mai zicea, din ce am văzut eu, cu timpii pe etapă. La anumite probe sau după probe, timpii de etapă au fost ok. Au fost într-adevăr câteva probe, dacă poți ceva, o pană sau vrei să schimbi niște cauciucuri între probe, nu aveai. Gabi, te opresc un pic, că cred că trebuie să-i spunem la revedere lui Vali. Mulțumim frumos că ai reușit să intri, Vali. Uite, se tot schimb lumile, cât un pic, vezi? Te trimit în asom. Păi da, du-te și culc-o pe Sofie, da. Da. Ok, păi, mulțumim că ți-ai făcut timp și ai venit. Trebuie să fac aici încheierea și a zis, hai mă, mai ai un pic de lumină, știu. Bine, cu Vali ne mai auzim la podcast. Ok. Cu siguranță. Ceau. Ceau, Vali. Uite, Gabi, între timp Ștefan zice că ar fi fain să se facă un grup de WhatsApp cu toți pasionații. Toți pasionații de raliu, îți dai seama ce ar fi acolo? Da, ar fi o idee, dar știi că toată lumea... Nu știu dacă ar fi. Eu ideea asta de grup de WhatsApp i-am dat lui Mihail, de fapt nu lui Mihail, că tu și-am spus-o lui relații cu concurenții al nostru de acum 2 ani. După care a preluat-o Mihai și a făcut foarte bine, pentru că este chestie foarte utilă, știi? Afară, grupurile astea de WhatsApp, la ce te ajută practic? Nu mai stai să cauți non-stop când se publică lucruri și așa mai departe. Da, îți apar acolo. Inclusiv noi avem aplicație. Știu, exact. Și mondial / european există o aplicație unde încarcă basic-ul, comunicările basic, da. Tot ce conducerea cursei, tot ce comunică și așa mai departe. Da. Nu mai stai mult top să intri pe site-uri. Știi că nu stai... Mai ales că toată lumea e cu telefonul în mână oricum. Și uite, apropo, Andrei Moțescu spune că au mai fost și alte probleme de organizare, că la istorice au reprogramat startul cu 2 ore 40 de minute înaintea startului oficial. Timpii de etapă poate au fost ok pentru mașini mai puternice, dar pentru istorici a fost complicat un pic. Da, nu e neapărat pentru... Da, puteai să recuperezi poate cu mașinile mai... Ok, era cumva, știi, la raliu de multe ori nu vrei nici să ajungi și să stai înaintea unei probe jumătate de oră fără să faci nimic. Știi? Corect. Îți ieși din ritmul ăla. Idealul e să ajungi undeva cam la 15 minute înainte să iei startul pe probă. Să-ți faci presiunile, să ai ceva dacă mai ai ceva de făcut. Asta mergând în limitele normale. Că dacă mergi, dacă pățești o pană sau schimbi ceva, e clar că mergi mai tare ca să recuperezi timpul pierdut. Știi? Da, ar trebui să mergi în limita legală oricum. Știi? Asta e... Adică da, într-adevăr, ei n-au fost pe fază, au modificat, spre exemplu, după ce am fost noi la recunoaștere, că ne-am dat seama că nu e ok, deci luam startul pe o probă care avea, nu mai știu, 10 km, parcă,
Și cu tot cu probă și cu etapa de după care era de vreo 7 km, tu aveai 15 minute cu totul să ajungi. Da. În condițiile în care finalul la probă era pe macadam, ultimii 4 km parcă, și toată etapa de legătură fără vreo 7-800 de metri era pe macadam. Ha. Să merge încet, că na. Da. Și toată lumea a zis, bă, dar timpul ăsta mai dați-ne și nici, adică dacă ți se întâmplă ceva, tu nu mai ajungi la următorul CO, adică o să întârzi clar și o să-ți iei penalizări. De ce? Pentru că voi nu v-ați gândit că acolo ar trebui timp mai lung. Au avut minusurile lor, nu neg asta, nu, adică știi, au avut niște minusuri, poate o să le îmbunătățească. Dacă tu gândește că, repet, anul trecut ei au avut niște dificultăți uriașe la raliul ăsta și cu toate astea, Eurosportul, care e promotorul FIA RC, da, a decis că să-l țină și anul ăsta. Adică... Până la urmă am văzut și pe Facebook că s-au mișcat foarte bine pe partea asta de promovare și au avut interacțiuni multe, au fost și piloți ok de afară, piloți cu nume, până la urmă a fost un câștig, cred, și faptul că ați fost la start cu oamenii ăștia nu a fost un raliu de mână a doua și nu s-a simțit așa, cel puțin din ce am văzut noi. Nu, dar știi care e chestia? Că mai e o problemă între ghilimele, să zic, ghilimelele de rigoare. Toată lumea, fiecare raliu sau fiecare etapă care se ține anul ăsta, dată fiind situația care a fost, toată lumea s-a înghesuit să meargă. Adică, mama, da. Ultima etapă la care mai merg anul ăsta, sau știi? Da, da, exact. Merg etapa asta că nu știu dacă următoarea se mai ține. Și la cam toate raliurile, da. Da, corect. La da. Noi cam așa s-a mers. Știi? Cam toată lumea a mers din raliu în raliu și când a fost o etapă sigură s-au înscris foarte mulți tocmai... Că trebuia să facă raliul ăla, da. Să facă raliul ăla. Uite, treabă... S-a stârnit o discuție aici, Gabi, pe comentarii. Eu nu văd discuția, ar trebui să deschid. Păi de asta te opresc eu din când în când, știi? Păi tu dă-mi acolo ce spunem. Așa, deci fii atent. Toată lumea întreabă ce s-a întâmplat cu astea 5 minute de penalizare ale rusului. A fost o problemă cu copilotul, uite, Radu Constantinescu întreabă. A intrat cu 5 minute mai devreme în CO sau ce s-a întâmplat? Cu ce a greșit omul? De ce a luat 5 minute? Mă, eu n-am văzut ce s-a întâmplat. Am înțeles că există ceva filmuleț sau ceva de genul când s-a întâmplat greșeala asta. Nu știu de ce a intrat cu 5 minute mai devreme, pentru că hai să zic cum a funcționat treaba cu carnetele de bord. Da, asta a fost, nu? De asta au luat penalizare, că a intrat mai devreme cu 5 minute. A intrat mai devreme cu 5 minute. La raliu, wow, okay. Pentru cine nu știe, orice minut cu care pontezi mai repede este un minut de penalizare, orice minut sau fracțiune de minut care întârzi de la timpul tău ideal, sunt câte 10 secunde penalizare. Ok. El a pontat în avans. Nu știu acum de unde a venit greșeala exact. Pentru că noi la verificările administrative am primit carnetele de bord, lucru care s-a întâmplat și la etapele de la Estonia, respectiv pentru noi anul ăsta, că după aia n-am mai mers în Sardenia, dar și în Sardenia a fost la fel. Adică la verificările administrative primeai carnetul. Primești toate carnetele, toate. Okay. Și e responsabilitatea ta să ai grijă de ele și să le completezi. Faci munca arbitrului practic cumva, știi? Adică nu practic cumva, faci munca arbitrului. Tu la CO intri, când e minutul tău de pontaj, tu scrii acolo, pontezi la 10 și 24 de minute, ridici carnetul, îl arăți, el zice ok, scrie și el acolo 10-24, întoarce tabela, ți-l arată, ca să nu existe discuții. Să nu fie discuții, da. Exact. Și e responsabilitatea ta carnetele. Nu trebuie să le pierzi, că te exclud, la fel ca și într-un raliu normal de dinainte de COVID. Adică tu dacă îți pierzi carnetul de bord, te exclud. Da. S-a întâmplat o chestie. Etapa aia care era de 15 minute și s-a modificat în 25 și încă o etapă care era dintr-o oră și 10 într-o oră și 20. Era responsabilitatea ta să o schimbi. S-a dat comunicare, da? Au comunicat conducerea cursei că se modifică planul orar cu timp. Ăștia, eu seara când am ajuns la hotel, m-am dus, am luat care s-a mutat aia, pac, mi-am tăiat singur. Mi-am modificat. Da. Nu știu dacă greșeala vine de la modificările astea.
Avem aici un răspuns de la Claudiu Tănase, un copy-paste de undeva din engleză, care spune că s-a schimbat pe speciala 6 de la 3.20 la 3.28 startul și că copilotul lui Ianuc pur și simplu a greșit. Da, n-a fost pe fază. Așa n-a o fi. Probabil n-a fost pe fază, că greșelile astea, știi, la nivelul ăsta este foarte greu să le faci. Știi? Acum e tot uman. Adică absolut. Adică toți au greșit. Au greșit copiloți foarte mari de mondial. Mai devreme sau mai târziu toți sunt sortiți greșeli. Au mai greșit și unii care sunt cu noi în emisiune acum. Vorba aia. Suntem oameni toți. Exact. Nu? Așa. Da. Corect. Ce să zic? Așa. Asta e adevărul. Se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Oricum nu cred că ar fi bătut raliul, nu? Mă... Eu acum sau e o discuție? Păi stai, discuția, știi, multă lume o pune, pentru că el a terminat față de Mikkelsen la 4 minute și ceva. Uh-huh. 20 de secunde diferență sau ceva de genul. Teoretic, fără alea 5 minute, el bătea raliu. Acum discuția este, Mikkelsen, care avea avans de un minut și ceva sau nu știu cât avea față de la al doilea, cât a mai tras? Corect, cât mai avea, știi? Cât mai avea rezervor, da. Adică, dacă mă întreb pe mine, discuția e inutilă, știi? Mikkelsen probabil nu a mai mers foarte tare în momentul când a avut un avans foarte mare, considerabil. Dacă era lui Chianiuc acolo și diferențele erau foarte mici, discuția mergea cu totul alt sens. Dar așa, na, se e o speculație. Opinia lui Claudiu e că ar fi bătut rusul, da? Cum spui da, și tu, e acolo. E relativ, da. Putea să bată sau nu. Nu avem de unde să știm. Adică da. Nu ai depinde, cum să... Depinde din ce parte a obiectivului te uiți. Dar oricum, da. Mikkelsen a făcut un raliu inteligent din punctul ăsta de vedere. A făcut un raliu inteligent, totuși, e, dacă mă întreb pe mine ca și pilot, este superior lui Lukianuk. Adică, na, totuși este pilot de campionat mondial. Știi cum e, Gabi? Observ că atunci când se întâmplă treaba bine, copiloții nu sunt neapărat pe prim plan și dacă se întâmplă o greșeală de genul ăsta, vă cam luați. Deci da. Aia, știi, când alegi să faci chestia asta, știi by default că oricum nu o să fii niciodată în lumina reflectoarelor sau tu îți faci treaba ta, la fel cum și-o fac și mecanici de altfel, care sunt altă componentă importantă. Da. Doar că întotdeauna laurii merg către pilot, niciodată către copilot sau echipă, dar tu ai satisfacția ta că ai participat la câștigul ăla, la realizarea aia, știi? Bine, până la urmă pilotul știe cât de important e copilotul, știi? Asta e principalul, echipa câștigă. Da. Asta e o discuție de când lumea. Da. Este o discuție de când lumea. Acum sunt oameni care apreciază și oameni care nu. Asta deja intrăm în alte chestii, știi? Da, păi până la urmă eu cred că e important și pentru tinerii noștri copiloți că fac curse în străinătate și cred că și pentru tine ca și copilot e important să faci munca asta cu carnetele, să vezi cum se organizează cursele pe afară, te ajută până la urmă și pe plan personal ca și copilot, nu? Ca dezvoltare, vreau să spun. Absolut, da. Orice mers la o etapă de afară te ajută să crești foarte mult, înveți foarte multe chestii noi, adică nu te oprești niciodată de învățat, ca și în viață de altfel. Adică întotdeauna există lucruri noi pe care le înveți. Chiar dacă ai mers, uite, deja am câteva etape de care am mers afară, tot mai înveți câte ceva nou. Da, și vezi situații diferite. Uite, ne întrebase cineva, dar nu mai știu unde e comentul respectiv, îmi cer scuze. Dacă era aceeași echipă de organizatori anul ăsta la raliu ca și anul trecut, la raliu Ungariei. Nu știu, habar nu am. Nu știm lucrul ăsta. Da, probabil că era, pentru că e normal dacă să aibă continuitate, nu? Clar, da. Clar, da. Ok, Gabi, îți mulțumim frumos pentru prezență. Îmi pare rău că am fost în circuit restrâns așa. Vali a venit meteoric, dar n-a putut să stea mai mult. Clar, era cu Sophie. Și te așteptăm și altă dată când suntem și în efectiv complet. Mulțumim și tuturor celor care ne-au scris și care au avut răbdare cu noi. Nu știu dacă
dacă mă mai auzi, Gabi. Da, asta, asta am vrut să-ți spun, că apreciem că ți-ai făcut timp și te mai așteptăm. Cu mare drag. Când vreți, sunt disponibil. Îl aducem și pe FJ ca să-i spunem și lui la revedere. FJ, mulțumim frumos. Cum era aia cu Dani Mocanu. Pa, FJ. Perfect. O seară bună tuturor. La revedere. Hai, FJ, scoate-ne.